Hristos a înviat. Oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale? Iubiți credincioși, una dintre cele mai tulburătoare evanghelii, la care Părintele Arsenie se raporta întotdeauna și ținea foarte mult, inclusiv la o pictură care îi înfățișa pe Luca și pe Cleopa, mergând pe cale spre Emaus. Părintele Arsenie se uita întotdeauna la icoana aceea și au fost ani buni, cam anii 90-2000, când orice fiu duhovnicesc îi călca pragul, pleca neapărat cu icoana aceea pe care părintele o avea pregătită, dar în format A4, nu era așa mică. Și a răspândit această icoană și cu mare, mare drag o regăsesc în casele câtorva fii duhovnicești pe care i-am preluat. Și ori de câte ori văd această icoană, mi-aduc aminte și de comentariile părintelui. Spunea, uite, tată, aici un fel de abur era atunci. Zburau vești contradictorii, unii spuneau că a înviat, alții că au auzit, dar nimeni nu l-a văzut și se întrebau, oare este adevărat? Și iată că în drumul spre Emaus, Luca și Cleopa vorbeau între ei despre ce se petrecuse. Și Mântuitorul, după cum ați auzit în Evanghelia de la Luca, s-a apropiat și cum frumos spune, și se făcea că merge și el în aceeași direcție. Auzindu-i că sunt tulburați și nu știu ce s-a întâmplat cu adevărat, a întrebat, de ce sunteți triști? Vedeți, întotdeauna pe noi Dumnezeu ne abordează atunci când vrea să ne scoată dintre ale noastre. De ce sunteți triști? Chiar așa. Aceasta este tema pe care vreau să o prezint în câteva cuvinte astăzi. De ce nu arde în noi inima noastră când ne vorbește Dumnezeu? De ce suntem triști? În primul rând, suntem triști pentru că avem niște preconcepții. De exemplu, cine citește Predica de pe munte și ajunge la paragraful la care se spune că dacă cineva îți dă o palmă, să întorci obrazul celălalt, noi deja ne gândim că trebuie să mai primim o palmă. De unde putem să știm noi care este atitudinea celuilalt? Poate că îi se face milă când întoarcem obrazul celălalt. Poate că nu mai are timp să ne dea o palmă. Poate că îl doare palma de la prima pe care a dat-o. Nu înseamnă neapărat că dacă întoarcem obrazul trebuie să mai primim o palmă. Dar în capul nostru așa este. În alt sens, dimineața femeile mironosițe se duceau spre mormânt ca să-și continue ceea ce începuseră, îmbălsămarea Mântuitorului. Dar pe cale se gândeau, oare cine va prăvăli nouă piatră de la ușa mormântului, căci era o piatră foarte mare. Dar când au ajuns, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese dată la o parte. Vă să zic că femeile mironosițe aveau o problemă falsă. Aveau o problemă de preconcepție. Adică ele gândeau, aoleu, ce ne facem? Cum facem și noi? Dar ca să vă argumentez mai clar ce vreau să vă spun, ieri pleacă fratele meu spre casă, cu trenul, spre Pitești, și când se plece de acasă, cade la mama de 3 genți, 2 mâini și 3 genți. Cum să le ducă? Pe rând. Cele 2 genți aveau fiecare câte 25 de kilograme, dar cea mare, care era separată, avea aproape 40-50. Și a zis, măi mamă, dar cum o să le duci? E, o îi vedea eu. Dacă el ar fi zis, păi nu le iau decât pe astea două,
că nu pot să le duc, așa ar fi rămas. Dar el a plecat cu toate. Zice, păi nu mă ajutați voi până la tren? Păi da, dar când ieși, o-i vedea, m-o ajuta careva. Zis și făcut, ajunge în București să schimbe trenul spre Pitești și își făcuse probabil planul, tot drumul, că două ore până la București trebuie să faci ceva. Și el și-a făcut planul. Și ce a zis? O iau pe între linii așa, cu două în mână, o las pe asta grea. Și și-a făcut planul exact ca lupul, capra și varza. Duc peste a două, mă întorc după cealaltă. Numai că atunci când s-a întors, cea grea geantă nu mai era. Dar în mintea lui ce-o fi fost? Bă, cât de vânjos să fie ăsta? Înseamnă că nu e chiar așa de departe. Și s-a uitat și la câțiva metri a văzut doi frați. Acum că e Paști, nu le zic că sunt boschetari. Doi frați. Și se opinteau. Dacă ar fi fost geanta mai ușoară, cu siguranță că erau de mult la stația de metrou. Sau cel puțin la magazinul Sora. Dar ei erau acolo, opindindu-se la geantă. Și el acum ce a zis? Măi, tată, înseamnă că ăsta-i semnul. Ia uite cine mă ajută pe mine să duc geanta. Și le-a zis, băieți, nu vă supra, nu, în partea asta, veniți după mine în partea asta. Au făcut câțiva pași, el și-a luat celelalte două genți pe care le avea și au mers până la tren. Și când au ajuns la tren, băieți, vă mulțumesc foarte mult că m-ați ajutat. A băgat mâna muzunarele, dar și lor că tot a boschetare arătau și atunci. I-a ajutat frumos și iată că a ajuns cu toate cele trei genți acasă. Asta înseamnă să nu ai preconcepții sau să te întrebi prea mult și prea în amănunt cum te va ajuta Dumnezeu să faci cu tare sau cu tare lucru. Dacă femeile mironosițe ar fi stat acasă, bă, tată, ne ducem degeaba. Ne ducem degeaba. Că tot n-avem cum să intrăm în mormânt. Ar fi stat acasă și un mormânt gol, fără nimic în fața ușii, ar fi așteptat degeaba. Dacă noi ne luam după frații de la meteorologie, de flori, când au zis că o să plouă și o să dreagă, am fi rămas pe la casele noastre, vă imaginați că pe românește ne-am fi ofticat când am fi văzut soarele. Mai mult, de Paști se spunea că o să fie o ploaie și o zluată și așa mai departe, dacă noi rămâneam în acea atitudine de tânguială, aoleu, ce o să fie, iată că ratam o vreme frumoasă. Se spune că odată un turist s-a dus la un hotel și s-a cazat frumos, cameră foarte frumoasă, numai că dimineață când s-a uitat el așa pe cer, bă, e 10, a văzut așa un cer întunecat, un soare de-abia să zărea și a rămas în cameră. Trebuia să rămână 3 zile. A rămas în cameră, s-a dus la micul dejun, un alta s-a întors în cameră, a doua zi la fel, a treia zi la fel. I s-a terminat sejurul, a plecat. Când se iasă, de la recepție a început să zărească soarele adevărat. Și l-a întrebat recepționera, nu vă spuneați, dar n-ați ieșit, zice, a fost așa o vreme frumoasă, n-ați ieșit afară deloc zilele astea, ați avut mult de lucru. Zice, nu, dar am văzut norul ăsta. Și care nor? Păi norul care a fost zilele astea. Ce nu, a fost foarte mult soare. Păi ce, cum să fie foarte mult soare? De ce dumneavoastră, ce camera a stat? Păi la 720. Da. N-am ajuns până acolo să spălăm și geamurile. Întunericul, să știți că nu este cel de afară. Întunericul este opacitatea care se așează între noi și Dumnezeu. Pentru că, revenind acum la drumul spre Emaus, atunci când Mântuitorul se făcea că merge mai departe și ucenicii s-au rugat stăruitor zicându-i rămâi cu noi că este spre seară și s-a plecat ziua, a intrat în casă. Și le-a spus în continuare despre textele din Vechiul Testament, prorociile despre el, și în momentul în care, afrând pâinea și le-a dat lor, li s-a deschis ochii și el s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Iubiți credincioși, aici este taina lui a crede și a nu crede.
Vă să zic că în momentul în care, aflând pâinea și le-a dat-o lor, lor li s-a deschis ochii și ce au văzut? Au văzut că nu mai este. Au văzut că nu este nevoie ca Dumnezeu să stea lângă ei. Au văzut cu ochii credinței că cel cu care se duseră de vorbă era însuși cel pe care ei îl tânguiau. Asta înseamnă că noi, dacă vrem să vedem pe Dumnezeu, să știm că dacă ne asumăm așa ceva, această dorință, trebuie să știm că în momentul în care El ni se descoperă, nu mai vedem nimic, decât intuim, decât mergem pe linia credinței, exact cum au mers femeile mironosițe până la mormânt și au văzut acolo că problema lor era una falsă, așa cum fratele meu a ajuns cu bagajele acasă, deși fizic vorbind n-avea cum să le ducă pe toate. Atunci când ai credință că nu ți se poate întâmpla nimic rău, chiar nu ți se poate întâmpla nimic rău. Acesta este mesajul celei de-a treia zi a învierii Domnului. Este un mesaj pentru noi și din vreme în vreme trebuie să luăm aminte ce va fi fost în inimile și în mințile celor doi ucenici, Luca și Cleopa. Cât de întunecată și de opacă era între ei și Dumnezeu așezată o informație rațională. Totul era numai rațiune, zice, noi care credeam că ăsta tare în faptă și în cuvânt o să fie, ce facem noi acum? Rațiunea este unul dintre dușmanii fericirii noastre. Pentru că și acum, dacă noi, în loc să ne bucurăm de a treia zi de Paști, ne gândim că de mâine încolo începe munca într-un fel sau într-altul, am și așezat între noi și Dumnezeu opacitatea aceasta ca cel de la hotel care n-a văzut că e soare afară. De aceea, Sfinții Părinți au rânduit ca astăzi să ne prezinte pe Luca și pe Cleopa care să ne arate calea adevărată. Calea adevărată este aceea că dacă vrem să-L vedem pe Dumnezeu, să ne asumăm că Dumnezeu este văzut de noi numai în momentul în care se face nevăzut. Adică orice problemă pe care o avem să fie tratată ca atare. Da, mâine o vom lua de la capăt. Dar ca să înțelegem mai bine, să ne aducem aminte de săptămâna trecută, prin câte am trecut ca să ajungem la înviere. Și atunci dacă aveam tot ceea ce facem cu gândul către înviere și ne-a ajutat să ajungem până aici, este clar că problemele noastre devin false vis-a-vis de ce va fi mâine. Poate că mâine nu mai poate să ajungă șeful de care ne temem noi. Poate că mâine problema aia cu hârtia pe care nu o mai găsim de 2-3 săptămâni prin toate sertarele căutate fiind, poate că nu va mai fi nevoie de ea. Sau poate că apare pe biroul cuiva fără să recunoască că de fapt a încurcat-o cu altă hârtie. De ce ne aglomerăm noi mintea cu cine ne-a prăvălit nouă piatra de la ușa mormântului? Poate că mâine nu mai este nevoie. De aceea acest mesaj al credinței în Dumnezeu, că Dumnezeu ne învață să trăim ziua aceasta frumos, este mesajul învierii. Hristos a înviat ca să ne arate nouă că de fapt ne punem probleme false. Singura problemă pe care trebuie să ne o punem sincer este: credem sau nu credem? Așa să ne ajute Dumnezeu. Hristos a înviat!